Roxanne, you don't have to put on the red. Yes, those days are over. You don't have to say. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on a red light. Time for she's fired. Hey. Ce mai aștept? Yeah, I'm stuck with the life that I'm living in. Do you believe in a girl like me when it comes to love? Without secrets or peace, try to find the way out for me, cause I count on. I tell you what, I won't tell you again, cause I don't trust anyone. Maybe you're the one to keep it with me, don't change if you don't want me. Doamne, ai întors patru scaune! Așa-s acum! Mi-a stat inima! Bună seara! Bună seara! Ce faci? La Vocea României! Cum te simți? Cum te simți acum? Oh, extraordinar! Eu primele am impresii. O grămadă de energie în mine. Eu de asta am și venit, că voiam să mă reîncarc cu energie, de da, fapt. Da, erai descărcată rău, nu? Da, da, da. Am înțeles. Pe ce baterii mergi? De... Alea, de... Degeaba. Degeaba. Cum te cheamă? De unde ești? Mă numesc Apostol Romina Georgia, sunt din Iași. Câți ani ai? Am 19 ani. Mulți înainte, fată. Mulțumesc mult. Mamă, ce debit are. Iașule, Iașule. Cred că și râd mult și când vorbesc am distorsion, adică... Stai liniștită, râzi, râzi. Și când vorbesc am distorsion, nebună. Și ce că ea vrei să încarce, îți dai seama. Ia, cred că ți-ai găsit nașul. Băiatul care stă acolo și se uită la noi este iubitul tău? Da. El mai apucă să vorbească ceva? Abia acum a vorbit. Ia zi, cum ți-ai construit momentul ăsta, din punctul tău de vedere? Adică ce-a fost? Că au fost acolo mai multe influențe. Vrem să știm povestea construcției acestui moment. Bun, deci piesa asta cumva am construit-o împreună cu colegii mei de trupă. Ne-am gândit... Ai o trupă? Am o trupă rock, păi da. De ce nu spui așa? Da, The Voodoo Child. După Jimi Hendrix, normal. De ce râdem? Simt o potrivire. Da. Romina este extraordinară. Ești un vulcan de emoții. Este o mare bucurie să te avem aici în concurs, pentru că uneori ne lipsește o energie care vine din exterior. De obicei noi trebuie să dăm energia asta concurenților. Mai ales și... tu. Să știi că o fac. Dacă știu, nu fac știu, față adevărat. De păi tine, asta poate spus, mai că ales, e un motiv. Mai ales tu. Poate asta... că există un motiv, dar... Motiv. Gata, a început cearta între ei. Da. Ne cred că ne-am potrivit foarte bine și cred că ne-am distrat foarte mult la alegerile muzicale, dar mai ales la construcția are momentelor. Are niște bancuri, Irina, senzaționale. Da. Distracția nu-i doar despre bancuri. Să știi că eu stau prost la capitolul umor. În schimb, eu mă distrez foarte tare făcând muzică. Deci, stai, deci nu se distrează nimeni, nu umor, nu nimic. Și eu cred că ți-ar plăcea foarte mult muzica pe care am face noi două. Și în concursul ăsta și în afara concursului. Mulțumesc. Următorul. Salut, Romina! Eu sunt un pic mai calm și mai liniștit decât colegii mei care s-au agitat foarte tare și
m-au și marginalizat așa de vreo două sezoane, m-au pus aici în, în stânga, nu mai am loc, nici să mai uită la mine. Păi de ce? Așa, nu știu de ce. A fost locul cu scaunul conjugal. Și da, de multe ori nu mai am loc să... l-am dat afară din Schengenul nostru. Da, de multe ori nu mai am loc să... să vorbesc nimic. Într-adevăr, eu nu știu cum ai venit tu să te încarci aici, că tu ai încărcătură extra. Ești un, un power plant, dacă tot vorbim de energie. Fratele lui ești Robert Plant. Într-adevăr, un power plant. Eu am nevoie de genul ăsta de concurent la mine în echipă, câteodată mă mai ia somnul. Dau perna mea dacă vrei când te ia somnul. Am multă activitate și câteodată mă mai ia somnul pe canapea, pe scaun, pe unde mă pui, adorm, dorm 10 minute, mă încarc, dar dacă aș avea un concurent ca tine la mine în echipă... Ar fi ca un ceas deșteptător. Aș fi mult mai treaz. Și probabil că aș avea și șanse la titlu anul ăsta. Cum ar fi? Scoate-l din Da, da, corect. Bă, am nevoie, trebuie, nu se poate. Nu se poate ca toate bucile powerful să meargă doar în dreapta. Mai veni și spre stânga așa. Păi, te-ai pus prea în stânga, poate. În dreapta extremă, vrei să zici. Cred că începem cu politica. Da. Absolut, absolut. Știi că noi trăim în scaunele astea pentru momente cum a fost ăsta. Tot ce vreau să spun acum e că sper din suflet că bucuria asta a ta e 100% naturală și că nu ascunde nicio tristețe. Bravo ție! A fost super, super! Un lucru interesant a zis Teo. Cred că bucuria trebuie să se unească cu bucuria. Iar din punctul ăsta de vedere, la noi e cea mai mare bucurie. De ce crezi, mă, că eu am făcut atât de mulți oameni bucuroși? Păi tu n-ai zis că dormi? Nu, nu, am zis că din când în când. Romina, cred că suntem la fel de nebuni amândoi. Mă gândesc că poate ți-ar plăcea să lucrezi cu nebuni, poate nu doar cu bucurie, ci și cu nebuni. Lasă-mă să nebunesc în concursul ăsta alături de tine. Lasă-mă să-ți arăt partea mea așezată și care poate să te ducă în concursul ăsta să-ți depășești audiția din seara asta, care a fost una nu ușor de depășit. Da, aici a zis-o foarte bine. Da. Și cred că știu ce să fac cu toată demența asta pe care ai arătat-o superbă pe scenă în seara asta. Frumos și nebuni ai marilor orașe, frumos și nebuni ai Vocii României. Bine ai venit în oricare echipă ai merge, dar te rog, eu dă-mi o șansă. Romina, eu cred că nu ai nevoie tot de un nebun lângă tine. Eu cred că ai nevoie de un guidance un pic mai echilibrat, care să-ți arate și alte lucruri, care să te mai tempereze un pic, care să te mai liniștească. Romina, eu nu cred că tu ai nevoie de un nebun lângă tine. Eu cred că tu ai nevoie de o nebună lângă tine. De asta, sau de o nebună și un nebun? Ce zici? Când ai pe amândoi? Absolut. Romina, concentrează-te, Romina. E o decizie care e importantă pentru tine. Gândește-te și unde, în care echipă ai simțit că poți să te manifesti cât mai deschis și ai Romina, putea să-ți faci vorbește, toate nebuniile muzicale. Nu cine vorbește muzicale. Mult, adică vorbește și bine, să știi. Nu te lăsa vrăjită. Da, într-adevăr. Romina, nu trebuie să alegi astăzi. Mâine, poimine, când vrei tu. 100% eu cred. Vezi, sunt singurul care te-a făcut să zâmbești. Crede-mă, eu am mai multe pantă decât colegii mei. Eu te pot aștea să cânti mai bine. Iar Teo... Că tu zâmbești Teo, oricum. Eu acum mă conțin, știi, păstrez Romina. Pentru mai târziu. Ia, bătărie. Foarte tare, mișto m-a apucat. Deci Tudor acum e exact ca omul ăla care insistă până când îi zici: bine, mă, hai, lasă-mă pace, doar să scap de el, știi? Mamă, ce ți-a zis? Sunt dărâmat. Hai să construim, să nu dărâmăm, Romina. Romina, noi suntem gata pentru tine. Decizia ta este... Trebuie să cânți foarte diferit de... Aoleu, dar vrei să Romina. Pe ei deranjează că mă bat pentru un concurent. Vrea copii să vă deranjează lui. Că mă bat pentru un concurent. Tu vrei să fii ultimul care a vorbit ca să rămână cu tine în cap. Nu, Doamne iartă-mă. Nu, Doamne iartă-mă. Romina, hai alege, fă-ne viața mai ușoară. Noi toți te dorim foarte, foarte, foarte tare. Dar bine ar fi să mă alegi. Tu ai venit cu cineva în cap? Nu. Sigur? Nu, eu sunt foarte deschisă. Eu n-am cum. Eu nici n-am ceva în cap neapărat, adică... Eu o să trăiesc prin muzică și atât. Versuri și astea. Ce... Dacă ai ști de câte ori mi s-a spus muzică că n-am nimic versuri în cap. Da. Suntem la fel. Bun, hai să vedem. De ce aleg, da?
o să merg mai departe cu Irina Rimes. Pe cine? Unde am greșit? Mamă, ce fericire mi-ai făcut! Unde am greșit? Tu îți dai seama dacă se ducea în echipă la Horia și la Teo? Tu îți dai seama că ei se anulau unul pe altul? Asta este camera învingătorilor. Facem cu mâna, cupăm oamenii și rugăm să ne susțină în parcurs. Hai! Tare, tare frumos a cântat! Abia aștept să ne apucăm de muncă! Mulțumesc mult!